Șoferul, un tânăr de 24 de ani, a vrut să depășească mașinile care stăteau în coloană și a condus pe linia de tramvai printre refugiile pentru călători, au povestit martorii. Nu a observat pietonii care traversau pe trecerea aflată chiar lângă stația de tramvai. Mama și fiica au fost lovite în plin. S-a depășit și a luat-o pe partea de refugiu a tramvailor. Mi se pare că a avut și viteză, că dacă era în frână, câțiva metri. Și l-a surprins pe trecere. Da. Victimele au fost duse de urgență la spital. Mama are răni mai grave. Mama, în vârstă de 39 de ani, prezenta traumatism la nivel toracic, la nivelul membrelor. Fiica acesteia, o fetiță în vârstă de 7 ani, prezenta traumatism craniocerebral și traumatism la nivelul membrului inferior. S-au făcut investigații, are o fractură la picioruș și a fost transferată la spitalul de pediatrie. Inițial, șoferul a fost testat pentru alcool, iar rezultatul a fost negativ. Pentru droguri, însă, testul a ieșit pozitiv. Întrucât la testarea tânărului cu aparatul drug test, acesta a indicat prezența unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv în organism, a fost luată măsura reținerii. Cercetările sunt continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. Datele oficiale arată că în România 20.000 de persoane sunt trimise în judecată în fiecare an pentru conducere fără permis, sub influența drogurilor sau a băuturilor alcoolice. Șoferii care se află în această situație și provoacă accidente mortale vor face închisoare, prevede un proiect de lege care a trecut deja de Senat. În prezent, practica generală a instanțelor este de a da șoferilor vinovați pedepse cu suspendare.